Școala și grădinița din satul Țareu, Caraionul Răzina, vor înlocui iarna viitoare încălzirea cu gaz pe cea cu biomasă. Instituțiile și-au instalat deja sistemele de energie alternativă. Investiția totală a proiectului Uniunii Europene PNUD Energie și Biomasă în Țareuca a fost de $167.350, cea a comunei fiind de $19.000. La evenimentul de inaugurare a proiectului de încălzire cu biomasă au fost prezenți și reprezentanții delegației Uniunii Europene. Populația, în sfârșit, a simțit contribuția și ajutorul comunității europene, care uneori se spune că nu este vizibil. El este vizibil. Este un succes foarte mare și noi preconizăm să-l implementăm de asemenea în regiunea Transnistria în cadrul proiectului nostru de colaborare. Acest proiect afectează în mod direct viețile oamenilor, deoarece oferă resurse de încălzire pentru clădirile publice, cum ar fi școlile și grădinițele, dar de asemenea creează o nouă industrie, industrie biomasică atare. Este foarte interesant de a vedea situația de utilizare a biomasei care mai înainte se arunca pur și simplu în câmpuri, în utilizarea ei, vânzarea ei și eficientizarea întregului proces. Credem că acest proiect ajută sau ușurează viețile populației, copiilor, părinților, dar și în general a populației datorită locurilor de muncă. Elevii din gimnaziul beneficiar au demonstrat oaspeților ce cunosc ei despre sistemul de încălzire pe biomasă. Cursul acesta studiem cu elevii clasei a 8-a, sunt niște elevi ingenioși, curajoși, străduitori, se interesează foarte mult de sursele acestea regenerabile. Biomasa se poate folosi atât pentru producere de electricitate și energie, cât și pentru producerea combustibililor lichizi pentru transport, combustibili solizi și gazele și alte produse. Prin avantajul biomasei ar fi acela că biomasa este un combustibil aproape gratuit. Singurile costuri care privesc biomasa sunt colectarea și depozitarea ei. Republica Moldova, fiind o țară agrară, adică este foarte ușor ca resursele acestea de la plantele cerealiere și plantele cultivate să fie grămădite și să facă pileți, brichete și altele. Și aceasta face, adică, independență de țările ce furnizează gaz, petrol și alte. Satul Țareuca este una din cele 4 comunități din Raionul Răzina selectate să-și încălzească instituțiile publice cu energie din biomasă. Satele Echimăuți, Sârcova, Țareuca și Țahnăuți au primit suport din partea proiectului Energie și Biomasă pentru modernizarea sistemelor de încălzire cu biomasă în 5 instituții publice, 4 școli și o grădiniță. Investiția totală a proiectului pentru aceste sate a fost de $450.000. Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani și va dura până în 2014. Important este pentru noi faptul că mai avem o sursă alternativă de încălzire. Deci pe lângă cea existentă de gaze naturale, mai avem și una cu biomasă, care sperăm să ne dăie, adică acel, să ne îndeplinească așteptările pe care noi le-am pus în scop, și anume micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea instituției. Acest proiect este de importanță enorm pentru Raionul Răzina, și anume prin faptul economisirii și anume folosirea acestor surse alternative de biomasă, deoarece folosirea acestor surse regenerabile, deci ne va ajuta ca să putem folosi și mijloacele financiare mai econom. Potrivit reprezentanților delegației Uniunii Europene, tinerii sunt viitorul țării, cei care stau la baza dezvoltării ei. Tinerii trebuie să înțeleagă faptul că viitorul este în mâinile lor și totul depinde de ei ca ei să producă acest viitor. Pentru aceasta ei trebuie să țintească sus. Întotdeauna am fost încurajați când auzeam opiniile tinerii generale. Ei știu de ce are nevoie țara și sunt gata să joace rolul lor în această prinsă. Această țară are toate șansele de a avea succes dacă toată lumea se va reuni. Această țară, regiune, acest raion, acest sat sunt pline de persoane tinere cu entuziasm care sunt gata să implementeze schimbări. Aș vrea să spun doar puțină răbdare și foarte în curând se vor observa schimbările în întreaga țară, nu doar în Chișinău sau numai în nord sau numai în sud. Țara are toate ingredientele
are lume educată, are sol fertil, are condiții favorabile în afară de petrol și gaz, are totul pentru a deveni țară. Și populația va resimți efectele atunci când politicienii vor face totul pentru țară, nu numai pentru ei și pentru partidele lor. Comuna Țareuca include două localități, satul Țareuca și satul Țahnăuț. Populația totală a comunei este de 3305 locuitori, inclusiv 662 de copii.